Primăvara anului 1918 găsea România într-o situație destul de nefericită, într-o situație grea din punct de vedere militar. Ne aducem aminte că în toamna lui 1917 avusese loc la Petrograd lovitura, revoluția, lovitura de stat bolșevică, cum vrem să o spunem. Bolșevicii în frunte cu Lenin fuseseră exportați, să zicem, din Elveția, de fapt, era un plan al Germaniei de a scoate Rusia din război, cum? De a-l duce pe Lenin, dizidentul rus, de a-l duce din Elveția într-un tren blindat prin țările baltice, prin nordul Europei, în Petrograd, să răstoarne puterea, respectiv guvernului Kerensky, care se instalase în primăvara lui 1917, să scoată Rusia din război, ca astfel armatele germane și austro-ungare să poată fi mutate pe frontul de vest, să înfrângă Franța, să înfrângă Marea Britanie și astfel Germania să iasă învingătoare. Ei, în acest context se încheie între Rusia deja sovietică, bolșevică și puterile centrale un armistițiu. România este obligată de prin faptul că lupta pe același front estic și a rămas singură ca la 3 zile în toamna lui 1917 să semneze și ea, la rândul ei, acest armistițiu și apoi sovieticii în frunte cu Trotsky duc tratativele de pace care se finalizează în 3 martie 1918 la Brest, Litovsk, cu puterile centrale în prevederi care, de pildă, stipulau armata germană intra, pătrundea adânc în Ucraina până la Kiev, în jos spre Marea Neagră, ajungeau armatele austro-ungare la Odessa. Și în acest context România era prinsă ca într-un clește, da? Avem Muntenia ocupată, guvernul român, Parlamentul României, foarte mulți refugiați la Iași, Ionel Brătianu își dă demisia, vine generalul Averescu prea conducerea guvernului, la rândul său un om realist, militar, care își câștigase o popularitate în sânul armatei și a populației civile, nu vrea să semneze un tratat de pace dictat de către Germania, care avea consecințe foarte grele asupra viitorului României, și preia guvernul român Marghiloman, care deschide tratativele în martie 1918 cu puterile centrale la Buftea. Și în acest context de tristețe, să spunem, de angoasă, de reducere a teritoriului național, de sentimentului de a fi înfrânți, se aprinde o mică luminiță prin declarația de unire a Basarabiei, a Republicii Democrate Moldovenești cu România în 27 martie 1918.